Dragi mitologi, istoria lumii s-a schimbat radical după ce Ucraina a fost invadată de trupele rusești. Este pentru prima dată după al doilea război mondial când în Europa se desfășoară un conflict militar major, de data asta fiind implicată una dintre marile puteri nucleare ale lumii, Rusia. Tot ceea ce se întâmplă pe teren este urmărit în transmisiile live de pe întreaga planetă, dar dincolo de tragedia imediată a războiului. Ce consecințe vor fi pe termen lung? Care sunt evoluțiile posibile în Ucraina? Cum vor afecta ele stabilitatea la nivel mondial? În ce fel de lume ne regăsim în urma declanșării acestui război? Dar mai important de atât, de unde a pornit războiul? De ce? Cum se văd ucrainienii și ce părere au rușii despre ei? De ce ei urăsc ucrainienii pe ruși? Care este perspectiva celor două părți asupra istoriei și mai ales, care este răspunsul la eterna întrebare? Cine are dreptate? Tensiunile ce inversionează pe cetățenii Ucrainei, unii împotriva altora, reflectă memoria însângerată a unei istorii strivite în îmbrățișarea sufocantă a marilor puteri din jur. Seamănă cumva și cu istoria noastră, nu? Punctul nevralgic al conștiinței naționale ucrainene e legătura foarte strânsă cu Rusia, în urma unei istorii împletite și complicate, de voie de nevoie, de peste un mileniu încoace. De aceea, după cum remarca un istoric, viitorul Ucrainei e mai important pentru identitatea națională a Rusiei decât viitorul Scoției pentru identitatea Angliei. Dar ce înseamnă Ucraina pentru Rusia? Însemnătatea Ucrainei pentru Rusia trebuie căutată în istoria Rusiei Chievene, o confederație de principate rusești formată la sfârșit de secol IX, care a rezistat până la mijlocul secolului al XIII-lea, când a fost dizolvată de către invazia mongolilor. Teritoriul Rusiei Chievene cuprinde aproximativ jumătatea vestică a Ucrainei de astăzi. Între granițele acestui teritoriu a luat naștere cultura politică și religioasă a poporului rus. Odată cu fărămițarea acestui uriaș teritoriu, care se întindea de la Novgorod în nord până la Halici în sud, influențele externe au separat politic fosta Rusie chieveană până în secolul al XVIII-lea. Chievul și părțile adiacente aveau să rămână sub dominația regatului polono-lituanian, în timp ce nordul avea să se rupă de stăpânirea mongolă și să se dezvolte în jurul viitorului țarat al Moscovei. Chievul și partea centrală a Ucrainei de azi aveau să-și formeze o identitate distinctă, totul culminând cu succesivele răscoale împotriva administrației poloneze de prin secolele 17 XVII și 18 aliându se cu țaratul rus împotriva polonezilor, ucrainenii aveau să câștige conflictul, dar dorințele acestora de autonomie în cadrul statului rus nu au fost respectate, reunificarea refăcându-se printr-o totală subordonare față de guvernul rus de la San Petersburg. În acest punct trebuie căutată originea conflictului actual. Cel puțin la scară ideologică, ucrainenii s-au considerat pe picior de egalitate cu autoritățile centrale rusești, în timp ce conducătorii de la Sankt Petersburg vedeau în Ucraina un teritoriu subordonat. De la tratatul din 1654, Ucraina nu s-a bucurat decât de foarte puține momente de independență față de Rusia, și atunci în situații geopolitice extrem de tensionate, precum ultimele zile ale primului război mondial. Astăzi, naționaliștii ruși privesc conceptul de independență ucraineană ca o aberație, o consecință nefericită a ceea ce Putin a numit cel mai mare dezastru geopolitic al secolului, adică prăbușirea Uniunii Sovietice. Se spune că vechile obiceiuri mor greu. Pentru mulți ruși, Ucraina e un soi de membru fantomă, pe care îl simți acolo chiar și la mult timp după amputare. Ideea că Ucraina poate fi într-adevăr o națiune este ciudată pentru mulți ruși. De aceea, mergând pe ideea că percepția asupra istoriei condiționează politica, e important să înțelegem care este perspectiva rusă asupra istoriei ucrainene și mai ales cea ucraineană asupra propriei sale istorii. Deși eronată, ideea că istoria Ucrainei e doar o anexă la marea istorie a Rusiei e împărtășită de mulți și într-o anumită măsură e de înțeles. Până la urmă, chiar și pe asta, marșează Putin. Ucraina și Rusia au împărțit atât momente bune cât și momente dificile ale istoriei, încă de la nașterea Rusiei Chievene, primul stat rus, prin războaiele împotriva polonezilor din secolul XVII, după cum spuneam, și mai recent în lupta împotriva fascismului. Legăturile dintre cele două națiuni sunt multe și profunde. Cele două biserici ortodoxe, de exemplu, au același patron, Sfântul Vladimir. Apoi, momentul celui de-al doilea război mondial este un episod esențial în memoria colectivă a ambelor țări. În Marele Război Patriotic, cum l-au numit rușii, au murit în fond 8 milioane de ucraineni. Astfel că victoria Rusiei a fost și victoria Ucrainei. Rusia versus Ucraina. Pentru mult timp, pentru ruși, ucrainenii erau un fel de rude de la țară, mai sărace și probabil mai prostuțe. Potrivit teoriilor etnogenezei slave, cele două popoare erau înrudite, dar diferite. Mari ruși, adică rușii, și mici ruși, adică ucrainenii. Literatura ucraineană, de exemplu, pentru că putem afla multe din poveștile unui popor, se va dezvolta puternic începând cu secolul al XIX-lea, dar a fost considerată un produs al societății țărănești, mereu subordonată rușilor. Faptul că dezvoltarea culturii naționale ucrainene a început în vestul Ucrainei, partea Imperiului Austro-Ungar în acele vremuri, i-a făcut pe ruși să consideră întreaga cultură locală drept o mișcare antirusă, sprijinită de forțele externe. Ideea e folosită și astăzi. În perioada sovietică, conceptul de națiune ucraineană a fost privit evident cu suspiciune, fiind considerat drept contra-revoluționar și periculos. În 1918, când autoritatea centrală din Rusia se prăbușește, la Kiev se, form se formează un guvern conservator sprijinit de germani. Ulterior, în al doilea război mondial, unii ucraineni s-au alăturat germanilor în lupta antisovietică. În unele locuri, acțiunile naționaliste antisovietice au continuat până în anii 50. De aceea, pornind de la această memorie istorică, naționaliștii ucraineni, de azi, Chiar și cei moderați sunt acuzați de partea rusă, evident, că sunt fasciști sau bandiți, termeni tipici ai vechiului discurs comunist. În perioada sovietică, identitatea națională ucraineană nu a fost niciodată inclusă complet în identitatea rusă sau sovietică. Uneori, însă, alăturarea celor două putea fi utilă statului sovietic în 1939-1940, când Galiția, Volânia și Bucovina de Nord au fost anexate Ucrainei sovietice ca rezultat al pactului Ribbentrop-Molotov și al invaziei Poloniei de către Armata Roșie, Sovietul Suprem din Ucraina îi trimitea următorul mesaj lui Stalin. După ce au fost despărțite, separate timp de secole de granițe artificiale, marele popor ucrainean este în sfârșit reunit pentru totdeauna într-o singură republică ucraineană. Apoi în 45, teza potrivit cărea Ucraina nu era un simplu vasal al Uniunii Sovietice, ci un stat comunist independent, i-a permis Ucrainei să intre în Națiunile Unite ca membru fondator alături de URSS, acordând astfel Moscovei un vot în plus în procedurile organizației. Procesul prin care granițele Ucrainei moderne au fost definite atât la vest cât și la Marea Neagră au fost parte integrantă a expansiunii ruse de-a lungul secolelor, începând cu HH, tocmai 1700. În secolele 18-19, pe măsură ce strategia geopolitică a Rusiei s-a dezvoltat în jurul ideii de a face din Marea Neagră un lac rusesc, mergând până la cucerirea Istanbulului, Imperiul Otoman a pierdut treptat teritoriile din nordul Mării Negre iar provinciile ucrainene au fost beneficiarele. Astfel, țara a devenit din ce în ce mai bine integrată în economia și politica Imperiului Rus, aflat în plină dezvoltare, servind drept sursă de grâne și rută către mare. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Ecaterina cea Mare a fondat portul Odessa. Printre alții, Odessa avea să fie orașul de origine al lui Trotsky și al Anei Akhmatova, două dintre cele mai mari nume ale politicii și culturii ruse dar și locul unor masacre teribile ale Holocaustului, mai la est. Prin război, colonizări și epurări etnice ale populației musulmane, Crimea, ultima rămășiță a hoardei de aur mongole, a devenit bijuteria Imperiului Rus și, în imaginarul rușilor, un fel de teren de joacă. În 54, când Hrușciov a transferat Crimea Republicii Socialiste Ucrainene, cu ocazia celebrării a 300 de ani de la tratatul de la Pere Nimeni nu-și imagina că granițele interne ale URSS vor deveni vreodată granițe internaționale. Însă în 91, la destrămarea Uniunii Sovietice, peninsula a scăpat de sub controlul Moscovei. Ideea că peninsula Crimea a ajuns să facă parte dintr-o Ucraina independentă printr-un accident reprezintă un adevăr de necontestat în opinia politicienilor ruși. Până la urmă, rușii au vândut de bună voie și nesiliți de nimeni chiar și Alaska americanilor de acolo până la a considera că autoritatea Ucrainei asupra Crimeei este ilegitimă din punct de vedere istoric, nu mai e decât un pas. De aici poate începe însă un joc foarte periculos. Ce urmează? Însă și independența Ucrainei sau cea a statelor baltice poate fi văzută ca o consecință a unor circumstanțe istorice pe care unii ar dori acum să le inverseze. De la un anumit punct, preocuparea pentru istorie poate da în revisionism. Și cât de departe împingem perspectiva istorică în trecut? Viziunea unei crimei etern-rusească ignoră în mod intenționat populația musulmană pe care autoritățile țariste, apoi sovietice, le-au strămutat sau deportat chiar într-o manieră violentă. Chiar până la începutul secolului XX, jumătate din populația peninsulei era formată din tătari, ulterior deportați de Stalin. Mulți dintre ei nu s-au mai putut întoarce decât după 90 versiunea rusă asupra istoriei Ucrainei, dependentă de propria narațiune istorică a creșterii și declinului Imperiului Rus, de la țari la sovietici, explică atitudinea pe care Moscova o are astăzi față de vecinul său estic nu neapărat în termeni de interese obiective, cât de emoții și percepții, adică celebrul cine are dreptate și cine nu. Din perspectiva rusă, problema e că ucrainenii nu mai împărtășesc această interpretare a istoriei țărilor. De la Kiev, istoria Ucrainei arată altfel și cu cât mergi spre vest, perspectiva se schimbă din ce în ce mai mult. În loc să vorbească despre contribuția lor la măreția geopolitică a Rusiei, ucrainenii preferă acum o istorie alternativă care pornește de la conceptele libertății și rezistenței. Redescoperirea trecutului propriu a fost un element important în afirmarea independenței Ucrainei, dar acum acceptarea faptului că sunt posibile istorii multiple nu doar una, este vitală, căci aceasta reprezintă o marcă a democrației. Acum, momente istorice considerate esențiale pentru relațiile ruso-ucrainene sunt contestate. De exemplu, în timp ce rușii văd în tratatul ăla celebru un moment al reunificării celor două popoare, ucrainenii îl consideră o alianță temporară între liderii militari ai celor două state o alianță pe care rușii au interpretat-o ulterior după propriile interese. Iar în 2009, la aniversarea 300 de ani de la Marea Bătălie de la Poltava, președintele Victor Iușchenko a fost aspru criticat de Rusia deoarece a sugerat că ucrainenii care au luptat alături de suedezi împotriva lui Petru cel Mare au fost adevărați patrioți. În mod similar, dacă în trecut foametea din anii 20-30 a fost prezentată drept o experiență comună a suferinței sovietice, adică și a rușilor și a ucrainenilor, acum se argumentează că Marea Foamete care a afectat regiunea Ucrainei a fost un simplu atac al Moscovei împotriva poporului ucrainean, sugerându-se chiar că fenomenul a fost un genocid provocat. Apoi, integrarea Ucrainei Vestice la Uniunea Sovietică în 1939 poate fi prezentată drept o reunificare a Ucrainei, dar sub conducere sovietică. E complicat. Dar pentru ucrainenii din vestul țării, asta poate fi văzut și drept începutul unei ocupații ruse, care să avea să dureze cinci decenii. Nu e exagerare să spunem că istoria poate fi tot un fel de teritoriu, o extensie a teritoriului unei țări. Iar în Ucraina nu doar teritoriul ei este acum atacat, ci și trecutul, întreaga istorie. Dacă Rusia și Ucraina trebuie să conviețuiască și să fie vecine, Respectându-se una pe cealaltă, atunci fiecare trebuie să învețe să accepte sau să tolereze istoria celeilalte.